Sokolovski se află în momentul de față la București și spune că ministerul încearcă să ajungă la un acord cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru ca șefii de instituții publice să nu mai fie directori coordonatori, ci directori executivi. Ordonanța 37 a fost declarată neconstituțională, după cum se știe, și bineînțeles produce efecte. La ora actuală suntem la dispoziția ministerului și zilele astea intenționez să merg la agenție și la minister pentru a clarifica situația. În situația mea sunt 45 de șefi de agenții județene de protecția mediului. În locul lui Sokolovski a fost numit interimar un funcționar public din cadrul instituției.